Încă o instituție importantă a statului se implică în lupta cu traficanții de droguri, cei de la Siguranța Alimentelor, ANSVSA, verifică produsele în care ar putea fi introduse substanțe psihoactive. Controlele vizează tot lanțul de la importatori și producători până la comercianți. Ne spune mai multe colega noastră, Malina Filimon. Te ascultăm! Irina, bun găsit din nou! Într-adevăr, ANSVSA se alătură luptei împotriva drogurilor, efectuând controle la nivel național, în mod deosebit la procesatori, importatori care ar putea comercializa substanțe ce produc efecte psihoactive. Acest proiect, dacă putem să spunem așa, a fost demarat încă din data de 21 septembrie, va fi valabil pentru o perioadă de 30 de zile în momentul de față. Dacă va fi un succes, acesta se va prelungi. Verificările vizează în mod deosebit importatori, dar și depozitari care ar comercializa produse din cânepă, dar și importatori ai industriei alimentare ce comercializează semințe de cânepă și de mac. De asemenea, vor fi controle la depozitele alimentare pentru produsele din origine non-animală, a produselor din uleiuri care sunt vegetale. De asemenea, vor fi și la cofetării și patiserii, acolo unde s-ar putea utiliza și comercializa ilegal substanțe psihoactive. În situația în care în produsele respective se vor descoperi substanțe ce ar putea avea efecte psihoactive asupra consumatorilor, atunci se vor aplica sancțiuni contravenționale, vorbim de amenzi ce vor depăși 40.000 de lei, se va suspenda activitatea pentru o perioadă, iar dacă în urma controlelor și efectuărilor de investigații se va constata că este o problemă la nivel național, atunci instituția respectivă se va închide definitiv. Marina, mulțumim și discutăm acum cu domnul Ioan Oleleu, vicepreședinte al Autorității Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor postului dumneavoastră și mulțumesc pentru această oportunitate. Cum vor fi făcute aceste controle? Pentru că ne spunea colega noastră că e vorba de produsele care conțin cânepă, dar am văzut că a fost un caz în Iași, de exemplu, zilele acestea, cu bomboane care aveau în ele substanțe interzise. Sigur, aceste acțiuni de control care se desfășoară în această perioadă, ele au mai fost efectuate de către colegi specializați în domeniul siguranței alimentelor. În această perioadă, așa cum dumneavoastră ați afirmat, se desfășoară aceste acțiuni de control la tot ceea ce înseamnă depozitare, producție și punere pe piață. Atunci când există suspiciuni, se trece la recoltarea de probe, pentru că este foarte important de știut, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are o capacitate analitică destul de însemnată și poate să depisteze în produsele alimentare o paletă destul de largă de substanțe interzise, substanțe care nu ar trebui să fie în mod normal în produsele alimentare, în special produsele alimentare de origine non-animală, dulciuri, știu eu, energizante și alte produse. De obicei, atunci când depistăm astfel de cazuri, aceste activități se desfășoară în mod ilegal de către anumite entități, nu se desfășoară la vedere sau în anumite unități autorizate și înregistrate sanitar-veterinar, pentru că aceste unități sunt într-o continuă monitorizare și este o provocare și pentru noi de a depista astfel de practici ilegale, iar o componentă importantă este colaborarea și cu alte instituții ale statului român care au rol în acest subiect. Vreau să vă întreb care ar fi recomandarea pentru consumatori pe lângă aceste controle pe care le faceți. Am înțeles, e foarte puțin probabil ca produsele verificate din supermarketuri să conțină astfel de substanțe, dar să zicem, într-un context nefericit, cineva într-o băutură poate sau la o petrecere depistează ceva dubios la produs. Este foarte important a se evita consumul de
produse care nu sunt și nu provin din unități care nu au sistemul informațional, adică etichete pe aceste produse să fie consumate în diferite împrejurări, așa cum ați spus dumneavoastră, în cercuri restrânse sau când sunt recomandate de către anumite persoane. Trebuie să știe orice consumator produsele alimentare, fie că vorbim de dulciuri sau de alte băuturi, trebuie să dețină tot ceea ce înseamnă informațiile referitor la conținutul produsului respectiv, pentru că de obicei astfel de produse sunt vândute și pe filiere, oarecum pe lângă legislația în vigoare. Și este foarte important să ne sesizeze, putem să facem analize și să depistăm anumite componente care ar fi în produsul respectiv, componente adăugate ilegal. Să refuze așadar, poate ar fi o idee, să refuze produsele care nu sunt ambalate, de exemplu, că se poate întâmpla la o școală, între elevi, să vină cineva cu niște prăjituri, să spunem, care biscuiți care să conțină astfel de substanțe, că știm că există. Este foarte important să refuze, dar în același timp să și anunțe autoritățile pentru a lua măsurile necesare în astfel de situații. Așa cum a spus și dumneavoastră, astfel de produse nu se comercializează, din păcate, la vedere. Sunt foarte puține cazuri când ele se comercializează la vedere sau în unități autorizate sau înregistrate din punct de vedere sanitar-veterinar. Acesta este motivul pentru care noi colaborăm și cu alte instituții ale statului, având în vedere și capacitatea analitică pe care noi o avem și putem să depistăm o gamă foarte largă de substanțe interziste. Mulțumesc pentru această intervenție. Ioan Oleleu de la ANSVSA a fost prin telefon alături de noi. Mergem mai departe.